pentru că adevărul Evangheliei este în joc. Eu trebuie să spun, frate, cu doctrina asta, tu nu l-ai pe Hristos, tu nu l-ai pe Dumnezeu, tu nu ai mântuire. Bagă bine de seamă, pentru că tu contrazici flagrant cuvântul Evangheliei. De aceea pocăiește. Nimeni dar să nu vă judece. Cum? Niciodată. Este de datoria noastră să judecăm. Dar atenție în ce sfere este enii să judecăm noastră. Ne oprim aici, în această dimineață, căutând să continuăm într-o altă întâlnire pe Colosei. Dar se cuvine să ridică. Și în prezența lui Dumnezeu, dragii mei, poate ar trebui să conștientizăm astăzi. Cea mai mare împiedică în calea mântuirii este o evanghelie falsă. Societatea în care trăim ne-a vândut de câțiva ani încoace gândul ecumenismului. Nu e nimic altceva decât o lucrare a lui Hristos. Doamne, păzește-ți biserica ta de ecumenism cu prețul sacrificării evangheliei. Păzește. Învață-ne să fim ecumenici cu toți aceia care trăiesc în sfera Evangheliei și își fundamentează viața pe Evanghelie. Învață-ne. Oamenii nu se întorc la Hristos, dragii mei, pentru că Evanghelia nu mai este curată, clară și categorică. Și atunci nu știe ce anume mai trebuie să schimbe, ce să facă. Pentru că și la el e bine, și la el se predică, și aici se predică. Doamne, învață-ne să predicăm tot adevărul. Să respectăm orice convingere. Să respectăm orice filozofie. Să respectăm orice mentalitate, dar să nu le încuvințăm niciodată dacă sunt greșite. Învață-ne, Doamne, acest lucru. Și în societatea cizelată a zilor noastre, să nu te sacrificăm pe tine ca să nu-L pierdem pe Hristos. Este primul motiv de stăpânirea. Al doilea motiv, Doamne, dă-ne înțelepciunea să rezolvăm neînțelegerile. Dă-ne această înțelepciune. Și dacă astăzi stai ca victimă și poate frustrat sau rănit, să spui, Doamne, vreau să postez și în ziua postului meu să rup lanțul de răutăție. Toți sclavii pe care i-am legat fedeleși în inima mea, vreau să-i eliberez, să le dau drumul, să privesc la tine. Și în loc să continui, iau cruciada mea cu frații sau surorile mele, cu biserica ta, să spun, Doamne, pun cazul în mâna ta, rezolvă-l tu. Fă-mi tu de dat. Dar eu vreau să trăiesc într-un mod în care să n-am demnitatea bisericii. Un mod în care să nu stric, să nu strivesc cu nimic demnitatea lui Hristos. Ajută-mă, Doamne, ca astfel să mă judec pe mine. Și să rezolv acest lucru. În al treilea rând, pentru păcat. Atunci când este păcat. Îți spun, Doamne, trec pe lângă El de atâtea ori, mi se face inima cât un purice și parcă nu mai am cuvinte prezența Lui. Dă-mi curaj, Doamne, să mă opresc lângă El, să spun, mă rog pentru tine. Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea puterea la afacerile tale să te lași de minciună. Mă rog. Și să stai în pus. Să stai lângă cel care este frate și soră cu tine, să spui, mă rog ca Dumnezeu să-ți dea puterea să biruiești poftele. Mă rog. Și stau aici în luptă și în stăruință. Stau în stăruință pentru aceste lucruri. Mă rog ca Dumnezeu să vindece din viața ta mădăroșia și mântia. Mă rog. Și pentru aceste lucruri mă rog. Pentru că Dumnezeu și-a emis judecata. Și noi suntem chemați să judecăm. Dar bagă pe impresia. Nu cumva în procesul judecății să uiți să te judeci pe tine. Sau să uiți să mă ajute pe tine. Doamne, ajută-ne aceasta. Să ne privim în oglinda cuvântului și să lăsăm judecata ta peste noi. Să ne condamne, să ne confrunte și să ne schimbe. Haideți în câteva rugăciuni să încheiem astfel această dimineață cu stăruință în rugăciune înaintea lui Hristos pentru aceste cauze.